Organizații neguvernamentale, o resursă pentru clasa a șaptea. Ce este un ONG? O organizație neguvernamentală reprezintă o asociere voluntară a unor persoane care își propun un scop comun cu caracter non-profit, de obicei în interesul dezvoltării societății. Un ONG este independent față de autoritățile guvernamentale, asigurând uneori legătura între comunitate și guvern. Termenul de organizație neguvernamentală a apărut pentru prima dată în 1945, fiind folosit de către ONU, Organizația Națiunilor Unite. ONG-urile internaționale au jucat un rol vital în mișcarea antisclavie, precum și în mișcarea pentru participarea la vot a femeilor. Ce roluri îndeplinesc ONG-urile în societate? Organizațiile non-profit au rolul de a contribui acolo unde există o nevoie în societate, dar unde statul și alte instituții nu au suficiente resurse pentru a se ocupa de rezolvarea acesteia. Printre aceste roluri se numără sprijinirea grupurilor dezavantajate. Unul dintre rolurile importante ale sectorului ONG este să sprijine grupurile mai puțin avantajate pentru a se integra în societate. Există astfel organizații neguvernamentale care sprijină copiii instituționalizați, persoanele aparținând anumitor minorități etnice, de gen, profesionale, precum și persoane aflate într-un grad ridicat de sărăcie și multe altele. Promovarea unor cauze sociale. Persoanele preocupate de o anumită cauză sunt uneori cele mai potrivite pentru a ne informa cu privire la situația existentă. Știai, de exemplu, că 9 din 10 copii din școlile din România sunt victime ale violenței? Uneori aflăm aceste lucruri datorită ONG-urilor care activează în aceste zone. Ele trag un semnal de alarmă atunci când anumite lucruri ar trebui să ne îngrijoreze și în același timp ne învață cum să îmbunătățim situația, schimbând comportamentul nostru de zi cu zi sau implicându-ne activ prin voluntariat în activitățile ONG-ului respectiv. Rolul de watchdog. Uneori, autoritățile guvernamentale deviază de la rolul lor de protejare a intereselor cetățenilor. Se spune că mass media este câinele de pază al democrației, dar și ONG-urile au un rol critic pentru a semnala aceste derapaje în mod public și pentru a mobiliza cetățenii pentru soluționarea problemei. Schimbarea legilor. Lucrând direct în comunitate, ONG-urile sunt uneori printre cele mai abilitate să vorbească în numele celor pe care îi reprezintă. Astfel, în timp, cei care lucrează în aceste ONG-uri acumulează experiență importantă pe care ulterior o folosesc pentru schimbarea legilor. În România au fost mai multe legi schimbate de-a lungul timpului prin efortul ONG-urilor, precum legea voluntariatului sau legea antifumat. Cum ne putem implica într-un ONG? Prin activități de voluntariat, prin donații, fie bani, fie bunuri, sau prin redirecționarea de către adulți a impozitului pe venit. Activitate în clasă. Identifică, cu ajutorul internetului sau preluând informații din comunitatea în care trăiești, organizații neguvernamentale care activează în următoarele domenii: educație, protecția copiilor sau protecția animalelor. O resursă elaborată în cadrul proiectului CRED.